Salutare fraților și bine v-am regăsit la un nou video de aici, de la căsuța de la țară. Astăzi, ce vom face astăzi? Vom prepara cârnații și vom tuca carnea pentru sarmale. Eu trebuia să stau aici afară la foc ca să fierb carnea pentru piftie, pentru răcitură, cum îi mai zice, piftie, răcitură. Dar este destul de frig, e cam friguleț, undeva la minus 4, minus 5 grade, acum pe ziua. La noapte se anunță undeva la minus 10, minus 11 grade, cel puțin așa arăta la meteo, aici în zona noastră. Așa că am decis să stăm în casă, să facem cârnații și mai ales pentru că avem și ceva probleme cu apa. Țeava a înghețat și la pompă și la casă. Se rezolvă curând, dar mai durează. Am comandat un cablu special pentru încălzirea țevilor. Urmează să vină și problema se va rezolva. În rest, totul e în regulă. Suntem aici la căsuță și ne punem să facem cârnați. Haide, hai! Restul afară, nu? Aici este baby. Salut! Salut! Și aici am pregătit masa, aici e ustensila de tocat carnea, aici e carnea, aici avem mațele de oaie sau sunt și de porc? La dedesubt de tot am și câteva de oaie, dar majoritatea sunt de porc. Deci și de porc și de oaie. Tocăm cărnița, o punem în găleată, din găleată în tocător, la tocat. Vezi ce culoare are carnea de porc originală? În magazin are culoarea asta. Și nici culoarea, nici gustul. Gustul e. Chiar nu se compara. Dar că nici nu vine să cred. Când vine Crăciunul și tai un porc de ăsta, nu vine să cred câtă diferență între carnea de la magazin și un porc. E total diferit. Da. Usturoi chinezesc, ăsta mare. Și avem și de ăsta micul românesc. Gata, mai e puțin. Ligianul aproape e plin. Da, uite așa ne gospodărim noi acum pe la țară. De când ne-am mutat pe aici. Este al doilea an în care luăm porc crescut în curte și îl facem noi acasă. Anul trecut, într-adevăr, stăteam la bloc, dar l-am făcut acolo. Anul ăsta îl facem aici la căsuță. Și în afară de porc, vreau să vă arăt ce am mai luat. Deci am venit cu o roabă de carne și mai am aici ceva foarte natural. Fără zahăr, fără sulf, fără nimic. O roabă de vinișor. Haideți să revenim la treburile noastre. Aici se pare că s-a terminat cu tocatul cărnii și trebuie să ne apucăm să mai facem o încercare la apă.
Da. Hai, te rog. Hai. Cu toate că nu cred că se va întâmpla ceva, dar noi am oprit apa de aici din spate. Și acum încercăm să dăm drumul. După cum se vede, a venit și instalatorul, a scurtat acest cablu. Nu am găsit tot ce trebuie la magazin ca să-l și izolăm cum trebuie. Ia. I-am dat drumul, da. Abia l-am deschis. E bognă, e înghețat tun, nu așa. Abia îl învârt. N-ai ce să-i faci. Am dat mai devreme și cu niște apă caldă pe cablu aici. Mai așteptăm puțin și rezolvăm și pasta. Iar acum punem condimentele. Am pus usturoiul, adică baby, nucșoară. Nu știu. Nici eu, mi-a zis mama, nu are niciun gust special, dar sporește aromele, restul de arome pe care le pui. Piper. Eu o să pun și negru și alb. Te strigă vecina? Da. Zici și două secunde să... Așa, deci, pe scurt, sare, piper și cimbru, nu? Usturoi. Usturoi. Și nucșoară ca să le întărească aromele. Am ales să pun și piper negru și piper alb. Să vedem dacă face vreo diferență. Nu știu cantități, dar pun și eu așa câte un pic de fiecare. Mestecăm bine și dacă mai trebuie adăugat, mai adăugăm. Apă minerală. Normal se pune apă normală, da? Nu, nu, chiar e recomandat minerală pentru că ies mai pufos. Nu se întăresc. Și după aia a frământat cu mâna, nu? Și după aia amestecat până te plictisești. Deci jumătate de oră cât te plictisești? Până când vezi că de oriunde ai lua, când gust e la fel. Am înțeles. Da, fraților, asta e carnea pentru cârnați. Cineva ți-a comandat, că ți-a comentat acolo că să-i pui în untură și cred că ar fi o idee bună să-i facem așa în borcan și să turnăm untură peste ei. A, să pun și la garniță. Da, 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 da. Da. Chiar sunt buni. Tu orice la garniță e pentru mine un deliciu. Așa, baby, bag acolo. Iar eu studiez încă o dată acest gimbal, instrucțiunile, l-am de vreun an de zile, nu, de așa, de vreo 2 ani de zile și ceva, dar l-am folosit foarte puțin și e mai complicat. Acum am uit iarăși pe instrucțiuni și pe astea să văd ce și cum. Tocmai ce am spart niște lemne aici afară, exact în fața la saună, și m-am băgat înăuntru să fac focul aici în sobă. Astea sunt surcelele, lemne pe care le-am tăiat mai subțiri, iar aici din ce în ce mai mari, și mă pun să fac focul aici frumos, să băgăm și noi niște căldurică noase. Afară sunt undeva la minus 6, minus 7 grade. Deci e frig ca lumea rău de tot, dar nu contează. Băgăm acum căldură noase și aia ține. Asta am imbibat-o puțin, puțin. Am pus așa o gură de benzină pe ea, ca să fiu sigur că va arde. Și acum, și să țină puțin, acum punem surcelele astea, ca să facem focul frumos.
Între timp, carnea pentru cârnați a stat o zi pe dreapta, pentru că nu am avut mușchiucul ăsta destul de subțire și a trebuit să meargă baby să ia altul. Și acum e cam tare pentru că a fost în saună, iar aseară au fost minus 11 grade, așa că în timp ce ea se dezgheață, bine, nu e înghețată, dar e destul de tare. S-a întărit slănina. S-a întărit slănina și între timp baby s-a apucat să facă sarmale, iar eu sunt ajutor de bucătar acum, o să mă apuc să cură și eu cartofii ăștia care sunt de fierți pentru salata de băf. Deci facem sarmale, urmează cârnații, salată de băf și mai ce baby? Piftie, toba. Urmează și piftia, toba, da. Mai avem de lucru. Ai văzut că acum a apărut aparatul ăla de sarmale? Am văzut pe cineva lucrând cu el și crede-mă că mai rău te încurcă dacă... Bine, pentru cine nu poate și nu poate, o fi ceva. Trebuie să-i așezi frunza, să-i dai frunza întreagă, să... Morcovelul. Acum punem și un culița pe fundul cratiței. Și bineînțeles, curiosul ăsta aici. Supraveghetorul. Supraveghetorul. Sărmăluțe, sărmăluțe. Și iarăși cât un strade și încă. Haideți să vă arăt, fraților, cum stă treaba când afară sunt minus 10-11 grade. Ia uitați aici apă. Bine, acum sunt undeva la minus 6 grade. Este cald, putem face puțină plajă. Dar aseară și alaltă seară au fost minus 11 grade. Aici e apa înghețată, care este de aici din aerul condiționat. Ia uitați, țurțuri. Dar face față cu brio, nu s-a oprit, funcționează, nu avem nicio problemă. Ce s-a întâmplat? Acum câteva seri, când am venit de la tăierea porcului de la Ignat, baby s-a băgat să facă duș, iar o țeavă pe aici pe dedesubt a făcut foc pe la boiler pe acolo. Am sunat instalatorul, care a venit cât a putut și el de repede. Între timp noi am oprit apa. Instalatorul a reparat țeava acolo și după cum se vede mi-a scurtat și acest cablu. Așa, și noi eram fericiți că gata, avem apă, s-a rezolvat problema. Dar când colo, imediat a doua zi, când ne-am trezit dimineață, apa era înghețată. Ieri toată ziua am stat fără apă și alaltă ieri. Cealaltă ieri, deci două zile, astăzi ar fi fost a treia zi. Dar vedeți acest cablu, care este înfășurat așa pe aici și prins cu bandă izolieră,
acest cablu acum este cald, e călduț. Este băgat în casă, în priză. Și cu ajutorul lui, peste noapte, s-a dezghețat apa. Și dacă vedeți aici, nu m-am astupat, dar urmează, pământul este bocnă. Deci noroc cu acel cablu, pentru că ne-a spus instalatorul, clar, și dacă izolezi, adică izolație convențională, este foarte greu la minus 10, minus 11 grade, tot mai îngheață, se dezgheață mai greu, acest cablu este sfânt, faceți așa și nu o să vă pare rău. Da, dragilor, și așa am făcut. Și astăzi dimineață, când ne-am trezit, aveam apă, cu toate că noi am pus cablu de ieri și ne așteptam să avem apă, n-are pe jur, am așteptat o oră, două ore, trei ore, când am văzut că nu se dezgheață, ups, baby s-a panicat puțin, dar eu am zis, stai liniștită, că și dacă nu se dezgheață cu ăsta, nu știu, umplu o oală, două oale cu apă de la magazin, că noi ne cumpărasem deja aici ceva apă plată, ca să o iau, să o pun la fiert, să pun pe țeavă. Dar dimineață aveam apă. Și aici pregătim sarmalele, cârnați. Ei, sarmalele au ieșit prea multe, a? Deja s-au pus sarmalele pe foc. Și să vă arăt despre ce cablu este vorba. Nu îi fac reclamă sau ceva, sau fără să vreau. Păi că merită. Despre acest cablu, Magnum Heating. Sunt 30 de metri de cablu, vine cu instrucțiuni de folosire și toate cele. Și mulțumit acestui cablu, acum avem internet. Acum avem internet și avem și internet, dar din datorită lui. Și să vă arăt acum. Deci acest cablu vine, aici este băgat în priză. Deci cablul este băgat în priză aici. Și dacă vedeți, iese pe aici, se duce pe sub casă, iar acolo înconjoară ca celelalte cabluri de apă. Da, deci pentru cei care vor să-și cumpere o astfel de casă, să știe dinainte că iarna nu-i de joacă și dacă n-ai un instalator care să te învețe dinainte ce să faci, să te pună la curent cu lucrurile astea, e nasol să te prindă nepregătit, pentru că asta o puteam face de astă vară. Dar bine că am rezolvat-o. Bine că am rezolvat-o. Suntem și noi liniștiți acum că avem apă, sigur nu mai îngheață, pentru că acel cablu, vă dați seama, a mers. Deci azi noapte a fost minus 11 grade și el tot a dezghețat conducta de apă, ceea ce înseamnă că este bun. Deci uitați-vă la cea unul ăsta care stă pe 3 ochiuri de foc. 3. Pe unul are cum să stea. E cât aragazul. Eu acum filmez pe wide, că dacă dau pe normal... Deci mi-am capit în cadru, mă? Cadru. Da, dragoste mea, tu îți dai seama ce zacuscă facem la toamnă? Da, zacuscă, tot ce vrei. Deci vă dați seama câte tuciul ăsta, dacă trebuie să stea pe trei ochiuri aici. Ăștia sunt cârnații, prima tranșă, ne chinuim puțin cu mașinăria asta, ori e mațul prea gros, ori mașinăria nu e prea profesională, habar n-am.
Ori noi ne pricepuți. Ușor, ușor, din ce în ce iese mai bine, nu, baby? Da, m-am obișnuit cu mașina. Te-ai obișnuit cu de-aia de mână, nu? Da, și are debitul mai mare, asta are rețeava extraordinar de îngustă și face tot timpul aer. Asta mă enervează, când dă carne înapoi. Da, ne spurcăm, băi. Nu avem încotro. Că să se mai lăsă. Următorul? Cărnăciorul corect. Ăsta a fost mațul mai mic față de cel trecut. Să le tai mai mici pe poate, ca și aerul se duce mai ușor din ele. Hai, ăsta e și cel mai bine până acum. Și ceilalți, numai că a intrat așa puțin aer. Aici, pe lângă țeava asta. Haide, baby. Iar aici fierbe cărnița pentru răcitură, adică pentru piftie. Cum v-am zis, așa la trei ochiuri și fierbe destul de greu, că e focul micuț, e la maxim și apă multă, uite, știu eu. Hai să băgăm băiatul la călătorică. Da, fraților. Este frig afară. Haide, se anunță undeva la minus. Hai că-i dau drumul și fie. La noapte se anunță undeva la minus 12-13 grade. Uitați-vă la ei. Haide, băi. Da. Avem aici tabra de vară. Bruno? Certo. Chitare asta. Ce stel ca boss-ul acolo. Gata. A început să joace. Da, cu frâie chiar se înțelege. Ce mușcă de bot? Iar astăzi, dragilor, cu o zi înainte de Crăciun, uitați-vă ce soare este afară. La noi aici, plus 3 grade. Câinii stau la plajă. Avem o zi frumoasă, gata cu gerul. Din ce înțeleg, vremea în următoarele zile va fi frumoasă. Cu plus grade, gata cu temperaturile scăzute. Ăștia au dormit bine seară, acolo în cameră, și alaltă seară. Că na, dacă a fost frig, i-am băgat în casă și am stat cu toți acolo la căldurică. Că nu pot să-i lași, sunt și niște suflete, să-i lași să înghețe la minus 13 grade. Când sunt minus 5, minus 6, îi las fără nicio problemă. Mai ales Freia nu are probleme, că
la Chihaschiță, na. Și uitați-vă ce frumos, eu sunt în tricou acum, deci e super. Cu toate că mi-ar fi plăcut să fie zăpadă acum de Crăciun, dar aia e. Că să fă, n-ai că să fă. Aici avem brăduțul, ce urmează să fie împodobit de seară. Aici ceva globuri handmade, făcute de mână, de mama soacră, și clopoțel, și fulgi de zăpadă. Deci face niște lucruri de mână foarte tari și frumoase. Și globuri, aici e un balon, toate sunt croșetate, făcute de mână. Și mi le-a dat cadou anul acesta să punem frumos în brad aici. Și tot de la mama soacră au venit acum prăjiturile. Noi ne-am ocupat cu preparatul cărnii din porc și aici sunt prăjiturile făcute de mama soacră. Cozonaci aceștia nici n-au rezistat până mâine, trebuie să iau o felie. Și aici cornulețe, astea sunt cosânze, baby, de la porc. Cosânza de la porc tăiat la Nea Marcel. Da, dragilor, acum am pus să montez vlogul, să-l editez acolo cât de cât. Și am vrut pe această cale să vă urăm sărbători fericite, Crăciun fericit, la mulți ani și numai bine. La mulți ani, sărbători fericite și un an non extraordinar. Să fiți recunoscători așa cum sunt recunoscători. Da, da, da. Sărbători fericite alături de cei dragi.